În Borsec sunt peste 30 de izvoare de ape minerale, dar prima baie cu apă minerală din localitate datează din 1725. Fontana Spa este construită într-o poiană, iar în fața spa-ului este o rezervație botanică. La interior sunt trei zone. Prima este cu piscine și diverse tipuri de saune. Aici există și o arie pentru copii, singura din tot centrul. Nu este un aquapark, pentru că întregul concept este de relaxare. În cea de-a doua zonă sunt camerele de tratament, atât cele spa, cât și cele pentru tratament balnear. Iar în cea de-a treia este baia sacrală, cu bazine cu ape la diverse temperaturi. Este unică în România și ne aduce aminte de tradiția băii. Mi s-a părut cea mai impresionantă ca arhitectură. Tot aici, pe lângă cele patru bazine cu apă, dintre care două cu apă minerală, sunt și diverse saune, astfel încât să poți face un întreg circuit cald-rece. Dar în acest video o să-ți povestesc despre experiența celor patru tratamente spa-semnătură pe care le-am făcut. Primul, un tratament pentru spate cu nămol și pin. Al doilea, un tratament calmant cu fân alpin pentru brațe și picioare. A fost o senzație foarte plăcută când mi-a întins nămolul cald pe spate. Se simțea cu totul altfel decât se vede în filmare, în sensul că părea o pastă care se întinde ușor. Aroma de pin era puternică și încercam să inhalez cât mai mult din ea. Este recomandat în ameliorarea durerilor, în afecțiuni reumatologice, afecțiuni articulare și tensiuni musculare. Mai multe detalii despre beneficiile acestui tratament poți să citești în articolul din despre-spa.ro. Găsești linkul în descrierea acestui video. După ce a terminat de întins nămolul, Alina, terapeuta care mi-a făcut tratamentele, mi-a pus o folie pe spate și un prosop și a trecut la toalul calmant cu fân alpin. Am tresărit la prima atingere cu pasta de fân pentru că nu mă așteptam să fie atât de rece. Este un tratament pentru tonus și elasticitate, care are rolul să stimuleze organismul. După ce m-am pachetat complet și mâini și picioare cu compresa cu fân organic, mi-a dat jos prosopul și folia de pe spate. Cu prosoape calde mi-a îndepărtat nămolul, mi-a șters apoi mâinile și picioarele și m-a poftit la duș. A urmat un masaj terapeutic la spate și de relaxare pentru mâini și picioare. De data asta, Alina a folosit un ulei de struguri care mirosea senzațional. Am simțit imediat mâna terapeutului care face masaj de ani de zile. Mi-a confirmat că înainte de Fontana a lucrat într-un centru balnear din Băile Tușnat timp de 10 ani. După masaj, mi-a aplicat cele două cataplasme antiinflamatoare pe genunchi. Cataplasma este pe bază de ierburi alpine, coada calului, extract de mere și migdale. Peste uleiul de masaj, cu o spatulă, a îmbrăcat fiecare genunchi în pastă, apoi a acoperit cu un bandaj și a pus un prosop deasupra. Mai multe detalii despre tratament poți să citești în linkul din descrierea acestui video. A început ritualul facial apa vie. Trebuie să spun că nu m-aș fi aștepta să găsesc un tratament special dedicat problemelor de ten reactiv. Eram convinsă că au tratamente faciale în care să fie folosite produse pentru ten sensibil, dar când am văzut că există o soluție dedicată fix pentru tenul meu, nu mai puteam de încântare. După ce mi-a întins masca pe față, m-a întrebat dacă este ok să-mi fac în acest răstimp și un masaj al scalpului cu ulei de cocos. Părul a absorbit imediat uleiul de cocos. Nu s-a văzut nicio urmă de luciu sau altceva care să trădeze că fusese dat cu câteva ore înainte cu ceva. Tratamentul facial s-a încheiat cu o cremă antistres care are la bază extract din semințe de floarea soarelui, deoarece conțin cea mai mare concentrație de vitamina E, ulei de cătină, care este un excelent emolient, și colagenul de origine marină, care are proprietăți antioxidante cu rol important în procesul de hidratare și refacere a pielii. Imediat ce am ieșit din camera de tratament, am băut două pahare mari de apă minerală. Apa curge direct pe culoarul principal, unde sunt camerele de tratament. Mă și gândeam cât de fain să ai izvorul de apă minerală chiar acolo, în spa. Ce spa water mai natural și mai pur ți-ai putea dori? Am plecat de la Fontana Borsec cu încântarea că în stațiunile balneare încep să fie și investiții publice orientate spre principala nevoie a consumatorului modern, aceea de relaxare rapidă,
de revigorarea corpului, de detașare de gândurile care ne apasă și de încărcare cu clipe și motive de bucurie. Și pentru că au adus și beneficiile naturii în tratamentele SPA, pe lângă relaxare totală și imediată, azi, în Borsec, avem parte în doar câteva ore de sănătate în adevăratul sens al cuvântului. Sunt Ioana Marian, fondatorul DespreSPA.ro și îți mulțumesc că m-ai urmărit!